Vineri au sosit la Câmpul Lung două tiruri încărcate cu alimente date din fondurile Uniunii Europene pentru persoanele nevoiașe. De aceste drepturi beneficiază șomerii, pensionarii care au venituri sub nivelul de 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele beneficiare de ajutor social. Astăzi a fost prima zi în care reprezentanții asistenței sociale Câmpul Lung au distribuit alimentele. Primii înscriși pe listele asistenței sociale au fost șomerii care au venit încă de la primele ore ale dimineții în piața din cartierul Grui pentru a-și ridica ajutoarele. Mâine va fi rândul pensionarilor, miercuri alimentele vor fi distribuite persoanelor cu handicap grav sau accentuat, iar joi beneficiarii de ajutor social vor putea să ridice pachetele. Pentru fiecare persoană se cuvin 40,1 kg de alimente, iar produsele nu pot fi ridicate decât de persoanele nominalizate în tabele. În evidențele Serviciului de Asistență Socială Câmpul Lung sunt înscrise peste 2000 de persoane care beneficiază de ajutoarele acordate de comunitatea europeană. Începând cu data de 23.09.2013, alimentele vor fi distribuite după următorul program. Luni de la ora 10 la 14.30 pentru șomeri înregistrați potrivit prevederilor legii numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare. Marți, între 10 și 14.30, pentru pensionari, sistemului public de pensii, ale căror drepturi obținute din pensie sau după caz din pensii cumulate, se află sub 400 de lei pe lună, conform HG 600/2012, cu modificările și completările ulterioare. Miercuri, între 10 și 14.30, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, și joi, între 10 și 14.30, pentru persoanele beneficiare de ajutor social. Cantitatea totală de alimente pentru o persoană este de 40,1 kg. Alimentele nu pot fi ridicate decât de persoanele nominalizate în tabele, persoane care se vor prezenta cu actul de identitate și documentele justificative. Cantitatea de alimente ce urmează a fi distribuită fiecarei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de HG numărul 600/2009 cu completările, modificările și completările ulterioare sunt, deci pentru fiecare persoană, în parte avem făină 17 kg, mălai 9 kg, paste făinoase 1 kg, ulei 6 litri, roșii în suc propriu 1,6 kg, zacuscă 0,8 kg, conservă de carne de porc 1,2 kg, miere 0,5 kg și zahăr 3 kg. Până în prezent am primit o parte din cantitatea de produse de la Uniunea Europeană, mai puțin conservă de carne de porc și paste făinoase care urmează să le primim ulterior și o să le distribuim în funcție de data la care vor veni.